O să-i dau cuvântul președintei Bianca Iamani. Bună ziua! Sunt Bianca Iamani și sunt președinte Interact Brăila pe anul rotarian 2013-2014. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru participarea la această ceremonie atât de importantă pentru noi. Interact a luat ființă în urma participării la tabăra Raila, la care câțiva dintre noi, membrii fondatori acum, am participat în august anul trecut. Ce am văzut acolo? Tineri din diferite județe ale țării, care activau ca membrii Interact. Și ne-am gândit, noi de ce nu putem avea așa ceva și la Brăila? Erau tineri cu potențial de leadership, tineri care se implicau în activități de voluntariat, care voiau să vadă o schimbare în societatea în care trăiau și în orașele din care veneau. Am avut această idee de a înființa și la Brăila, un club Interact, iar cu ajutorul membrilor pe care îi vedeți acum cu noi, am reușit și sunt foarte mândră de acest lucru, că am în spate o echipă extraordinară care m-a ajutat să pun în aplicare această idee. Interact Brăila are până acum 4 proiecte desfășurate cu succes, iar în viitor ne dorim să desfășurăm proiecte care să vizeze în special elevii pentru a asigura o continuitate în cadrul Interact, pentru a găsi noi membri cu potențial de leadership care vor să se implice și care în viitor pot face parte din Interact. Vă mulțumesc încă o dată și sper să vă simțiți bine în această după-amiază cu noi.